23 de cazuri noi de COVID-19 și un deces. Este situația înregistrată în ultimele 24 de ore în județul Olt. Se ajunge astfel la un total de 25.928 de cazuri confirmate de la începutul pandemiei și până în prezent. În spitalele din județ sunt internate 50 de persoane, dintre care 12 la terapie intensivă. 293 de oameni se află în izolare la domiciliu, iar 187 sunt în carantinare, după ce au intrat în contact cu persoane bolnave. Astăzi a fost raportat și un deces. Un bărbat de 74 de ani este ultimul oltean mort în urma infecției cu virusul SARS-CoV-2. Avea comorbidități și nu era vaccinat anticovid, spun autoritățile. Cu acest caz, numărul deceselor în județ a ajuns la 720.